cască de pleiu. Bună ziua. O zi bună vă dorim, ce o zi bună. Pe teța cu... Vezi că ești în teren. Ce faceți cu fluierul? Cu fluierul, îi dirigez pe Brateiul la antrenamente și la comunicare. Sunteți antrenorul? Antrenorul la FC Brateiul. Ați luat gol repede. Ce să facem? Poate dăm și noi, nu mai târziu. Dar de ce nu stați pe bancă? Pe bancă nu prea stăm, că noi antrenorii suntem mai agitați. Agitați aici, alergați aici pe tușă. Mai strigăm la ei, unde nu se condonează cum trebuie. Mai luați doi de pe margine, ca 12 la spectatori. Păi și ce indicații le-ați dat acum după primul gol? Am făcut un plan tehnic acasă, la antrenament. S-au ținut de el? Păi până în prezent nu, dar să sperăm că până la sfârșit mai este să putem să recuperăm. Da, uitați, aveți faza. Acum ați egalat. Ați egalat. În fotbal totul e o surpriză până la urmă. Mai senzațional, Marius, asta trebuie să spunem. Meci pe placul spectatorilor, pe placul sportiv, adevăratul fotbal care la țară se joacă mai mult artistic, că nu e un venit cum e la nivelul mare. Nu am înțeles. Cum vă numiți? Vital și Laurențiu. Vital. Baftă multă. Baftă multă. Mulțumim, vă mulțumim. Și felicitări pentru gol. Pentru mai departe. Vă așteptăm pe la noi cât mai mult.